decât să cheltuie miliarde din bugetul public pentru hardughia asta cu cupole aurite. Mai bine statul investea în viitor, în sănătate și cumpăra un milion de biciclete să le dea la săracii astea care se chinuie cu mașinile. În fiecare dimineață stau în ambuteiaj ca să se ducă la muncă, la școală, și seara stau în ambuteiaj ca să se întoarcă spre casă, în mașină. O cheltuie toți banii pe mașină și nu le ajunge acum de bicicletă sau de trotinetă. Statul făcea o investiție foarte bună dacă nu făcea mega catedrala asta total inutilă din banii publici, dar investea în viitor și în sănătate. Părerea mea. Toți sunt câte unul în mașină. Unul sau una. Uitați-vă cât loc în spațiu carosabil ocupă o mașină. Și ca să se deplaseze îi trebuie spațiu, și ca să parcheze undeva îi trebuie spațiu. Și ziua cât omul e la lucru, și noaptea cât omul e acasă. Deci două locuri de parcare. Libera. Freedom machine.